Ce fain. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus punctul PI. Așa cum ați putut afla deja din cadrul jurnalului Campus TV, începând de astăzi, județul Buzău are un nou cetățean de onoare. Este vorba despre domnul Jean-Pierre van der Meren, invitat și în această seară în studioul Campus TV, alături de doamna Adriana Pietrăreanu, cea care ne va facilita discuția din limba română în limba franceză și invers. Doamnelor și domnilor, țin neapărat să vă spun că mi-ar trebui foarte mult timp de emisie pentru a menționa măcar toate lucrurile făcute de noul cetățean de onoare al județului Buzău pentru noi, pentru buzoieni. S-a implicat extraordinar de mult în ceea ce înseamnă sistem medical aici la noi în județul Buzău. S-a implicat în dotarea secțiilor medicale, în aducerea lor la forma actuală de astăzi. S-a implicat de asemenea în tot ceea ce înseamnă pregătirea medicilor și a cadrelor medicale, dar despre toate aceste lucruri vom vorbi în această seară. Am ținut să fac această precizare la începutul emisiunii pentru că ar fi putut exista voci care să se întrebe: bun, dar un român nu găseam să facem cetățean de onoare? Iată că acest om merită cu prisosință acest titlu de cetățean de onoare al județului Buzău. Bună seara și bine ați venit în studioul Campus TV. Doamna Pietrăreanu, o să vă rog pe dumneavoastră să-i traduceți invitatului nostru toate întrebările mele, dar sunt convinsă că domnia sa va vedea și emoția mea, dar și interesul de... Și înțelege limba română 50%. Bun, este o veste extraordinară. Tu comprăm pe le rumen. Este o veste extraordinară. O să vreau să ne povestească domnul Jean-Pierre cum a ajuns aici la Buzău și eu am înțeles de astăzi de la domnul președinte Petre Emanuel Neagu că dumneavoastră ați fost cea care l-ați făcut să se îndrăgostească de Buzău. Și o să vă rog din tot sufletul meu în această seară să lăsăm la o parte orice urmă de modestie, pentru că nu este cazul, da? Da. Cum ai tu arrivé à Buzău? La première fois? Oui. Ah, c'était en 91 que je suis venu pour la première fois à Buzău. En ce moment, j'étais dans la ville où j'habite, Oudenaarde, une petite ville en Flandre orientale, et j'étais là vice-maire. În 1991 am venit pentru prima dată în România. La vremea aceea eram viceprimar într-un oraș mic din Flandra Orientală, Oudenaarde. Et comme petite ville en Flandre Orientale, on avait quelques jumelages avec des pays en Angleterre, on en avait un jumelage en Italie, en Hollande, mais pas dans l'Europe de l'Est. Ca oraș, noi aveam tradiția înfrățirilor și aveam la vremea aceea 5 înfrățiri cu orașe din Italia, Castelmadama, din Olanda, din Anglia, din Germania, dar nicio înfrățire cu un oraș din Europa de Est. Et donc, on a décidé dans notre conseil communal, après quelques débats assez durs, de faire un jumelage avec la ville de Buzău. Și am hotărât în consiliul nostru local, după discuții destul de dure, să facem o înfrățire cu orașul Buzău. Car c'était bien sûr une sorte de jumelage complètement différent des autres jumelages qu'on connaissait. Trebuie să recunosc că era o înfrățire puțin diferită față de înfrățirile pe care le aveam cu celelalte orașe. Mais enfin, tout est bien qui finit bien. On a réussi à faire le jumelage et ça a marché pendant quelques années. Totul e bine când se termină cu bine, am reușit să facem înfrățirea și asta a dus multe beneficii ani de zile. Pour moi personnellement, c'était l'occasion de faire la connaissance avec quelques personnes
și a Buzău. Pentru mine personal a fost ocazia de a cunoaște câteva persoane aici la Buzău. Et fin 91, je suis élu comme député dans le conseil provincial oui, à Ghent. Iar în, la sfârșitul anului 1991 am devenit consilier, am devenit deputat în Parlamentul Flandrei, la Ghent, Flandrei Orientale. Là-bas, la grande discussion en ce moment, c'était une demande de notre gouvernement central pour faire quelque chose pour un pays de l'Est. În acel moment era o discuție destul de importantă la nivelul Flandrei Orientale să facem ceva pentru o țară din Est, o oarecare țară din Est. Și destinul a făcut ca țara aceea să fim noi. Destinul s-a numit Jean-Pierre Van der Meren. Exact. N-aș vrea ca să ducem discuția mai departe și să nu îl pomenim aici, Dumnezeu să-l odihnească, pe domnul Pietrăreanu, pe soțul doamnei Adriana Pietrăreanu, cel care l-a cunoscut pe domnul Jean-Pierre încă din anul 1985 și datorită căruia domnul Jean-Pierre Van der Meren a ajuns aici la Buzău. Doamna Après une discussion terrible între Jean-Pierre et Viorel, după o discuție teribilă între Jean-Pierre și Viorel, la el acasă, când Jean-Pierre nu credea că va putea să facă o înfrățire cu Buzău. Ce-i Buzău? Buzău un orășel. El spunea, ba, voi face. Viorel spunea, nu vei face, nu te cred. Ba, voi face, nu te cred. Și ne-a demonstrat că a făcut. Doamna Pietrăreanu, anul 1991, chiar anii 90, pentru România au însemnat extraordinar. Imaginea României în străinătate era imaginea orfelinatelor cu copiii care se țineau de zăbrelele pătuțurilor. Cât de greu a fost pentru domnul Jean-Pierre să-și convingă consilierii locali și ulterior colegii din Parlament să vină în sprijinul unei țări ca România și în special al unui oraș ca Buzăul? Cum ai reușit să convingă pe colegi du Parlement de venir et aider la ville de Buzău. Parce que l'image de la Roumanie à l'époque, c'était une image assez difficile avec les enfants qui étaient dans des institutions d'État. Oui. C'était assez difficile. Mais ça était l'avantage du point de vue politique de chez nous. Hein? La vraie aceea era un avantaj din punct de vedere politic la noi. Pour convaincre les collègues dans le conseil provincial, je disais, je connais deux pays assez bien de l'Est. C'est la Tchéquie et la Roumanie. L'am spus colegilor, cunosc destul de bine două țări, Cehia și România. Et si tu me demandes quel est le pays où on doit, où on peut faire quelque chose, je disais, ça sans doute la Roumanie. Și dacă m-ați întreba care este țara unde ar trebui să facem ceva, aș răspunde fără îndoială România. Et la première fois que je suis venu ici en fonction de député, je suis venu avec un collègue qui était dans notre gouvernement le responsable de l'économie. Moi, j'étais dans ce temps responsable pour les secteurs culturels et social. Et on voudrait faire une sorte de collaboration, on ne savait pas exactement quoi et comment, dans le secteur économique. Prima dată când am venit cu un coleg, Paul Willy. Paul Willy. Care era responsabil pe partea economică, eu eram responsabil pe partea culturală și socială. Și ne-am gândit, hai să facem ceva în sectorul economic. Mais après une demi-heure, on savait ça, ce n'est rien pour nous. Notre budget, nous avons un budget assez grand, mais pas tellement grand. Ce que nous pouvons faire dans ce secteur est tellement petit et négligeable que on ne va pas faire ça. Mais moi, je connaissais l'hôpital. După
foarte scurt timp mi-am dat seama că în domeniul economic nu putem face mare lucru, chiar dacă aveam un buget generos, dar pentru nevoile care erau la vremea aceea în sectorul economic, în România, în Buzău vorbesc, nu puteam face, era ca o picătură într-un ocean, dar în domeniul, cunoștea situația din spital, îl dusesem și pentru domeniul sanitar cred că putem face ceva. Et après une visite avec mon collègue, il est rentré de l'hôpital en pleurant et il me disait, bon, fais ce que tu veux, c'est à toi, je vais te soutenir dans tous les débats dans notre Parlement. Și după ce am vizitat spitalul cu acest Paul Willy, care era membru al Partidului Liberal și destul de dur așa, dar a fost atât de impresionat, a spus, bine, fă ce vrei în sectorul sanitar, eu te voi susține până la capăt. Și era un deputat foarte important și susținerea lui a contat foarte mult. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Les premières années, je venais 2, 3, 4 fois par an ici à Buzău pour avoir des différents, pour avoir des discussions avec les directeurs de l'hôpital dans ce temps. Chaque fois que je venais, après 3-4 mois, c'était un autre directeur. Donc, je pouvais recommencer dès le début, car l'un directeur ne disait rien à son successeur. Donc, je pouvais recommencer. Bon, j'ai toujours dit, on va continuer. On va continuer et on va les convaincre. Comme j'ai pu convaincre mes collègues en Belgique, je vais faire la même chose ici. Începutul a fost foarte greu, pentru că de fiecare veneam de 3-4 ori pe an și de fiecare dată găseam alt director la spital și aveam, nu pretenția, dar mi se părea normal ca directorul anterior să fi spus ceva despre dosarele pe care încercam să le facem ca să ajutăm spitalul. Nimeni nu știa nimic și tot așa, aproape un an de zile, peste un an, ne chinuiam să găsim o ușă deschisă care să fie de acord să facem să începem de undeva. Și abia în 1995 am reușit efectiv să facem prima. L'ouverture de la section d'urgence a été en 1995, oui. Quand tu es venu avec le gouverneur oui. Herman Balthazar. Oui. Abia en 1995 a fost prima deschidere secția urgențe. Diferența era de la cer la pământ între ceea ce fusese înainte și ceea ce era. Iar secția a fost una dintre primele din țară deschise. Da, da. Da, iar el a venit chiar cu guvernatorul de la acea vreme, funcție foarte importantă la ei, Herman Balthazar. Să vadă unde să vadă sunt unde investiți s-au banii. Dus banii, da. Vreau să aflu un lucru. În general, România, așa suntem noi obișnuiți, din păcate, să fim suspicioși, să ne întrebăm tot timpul, da, de ce vine, da, ce e în spatele dorinței dumnealui, ce câștig vrea să aibă. Nu s-a lovit de aceste lucruri aici, la noi, la Buzău? Toujours les gens, et elle dit surtout les Roumains, soupçonnent toujours quelque intérêt. Est-ce que vous avez senti de la part des Roumains pourquoi êtes-vous venu? Quel est votre intérêt ici? C'est la question qui m'est posée chaque fois que je venais. Este întrebarea pe care o auzeam de fiecare dată când veneam. J'avais bien sûr dans la politique quelque expérience et je comprenais très bien pourquoi il me posait cette question. Aveam ceva experiență în politică și înțelegeam foarte bine de ce mi se pune această întrebare. Je savais dans leur arrière-pensée, c'était qu'est-ce que tu gagnais? Qu'est-ce que tu gagnais? Știam că în spatele acestei întrebări de ce veniți, care interesul de fapt era ce câștigi din asta. Je leur ai toujours dit ce que je gagnais. Du point de vue financier, rien. Rien. Mais ça ne m'intéresse pas. Je gagne beaucoup en
essayons de faire une collaboration de confiance entre les responsables politiques et au début dans l'hôpital. Si je peux réussir à faire ça, alors je serai l'homme le plus content du monde. C'est ça ma récompense. Le spuneam întotdeauna, din punct de vedere material, nimic. Dar dacă voi reuși ca un politic să facă o colaborare pe plan politic și în ceea ce privește sistemul sanitar între țările noastre, între regiunile noastre, sunt cel mai fericit din lume. Et j'ai l'impression qu'après quelques années, il commençait à me croire. Și am impresia că după ceva ani, câțiva ani, au început să mă creadă. Care este sentimentul acum, în România anului 2018, când revine la Buzău și își amintește cum era spitalul județean în 1991 și îl vede acum cum arată? Quel est le sentiment que vous avez vu maintenant quand vous revenez après plus de 25 ans, 28 ans, quand vous vous souvenez comment c'était l'hôpital en 91 et maintenant? C'est incroyable. Le changement est tellement fantastique, non seulement à l'hôpital aussi, mais dans beaucoup de domaines, on a vu une évolution pendant une période d'environ 30 ans, ce qui est peu, hein? 30 ans... À l'échelle de l'histoire. Oui, c'est très peu pour faire un changement d'un système vers un système totalitaire vers un système démocratique, un système économique communiste contre un système capitaliste, avec tous les avantages du capitalisme et avec tous les problèmes. Ce că pose la capitalism. Schimbarea este enormă, enormă și nu numai în sistemul sanitar. Cred că a venit de în aproape 30 de ani, 28 de ani, 3-4 ori pe an. Schimbarea îi se pare enormă, iar această perioadă la scara istoriei este o perioadă foarte scurtă, foarte scurtă, iar schimbările de la un sistem comunist cu o economie centralizată către un sistem democratic, capitalist, cu avantajele și cu problemele lui, schimbarea este enormă. În bine pentru România, pentru ceea ce vede aici. Povestea domnul Jean-Pierre mai devreme despre faptul că de fiecare dată când venea la spital găsea alt director. Cum a fost cu persoanele venite la conducerea Consiliului Județean, la primărie, acum, în ultima perioadă s-au schimbat lucrurile. Dar cum era perceput? Cum era primit? Pentru că noi jurnaliștii ne amintim că se vorbea despre domnul Jean-Pierre foarte frumos, se aduceau cuvinte foarte frumoase la adresa domniei sale, dar aș vrea să știm în spatele acestor cuvinte cum erau lucrurile. Donc, vous avez rencontré beaucoup de gens responsables de l'hôpital, du conseil du département, à la mairie, et comment vous avez perçu cette les premières rencontres avec ces gens, parce que nous, les journalistes, nous entendions à l'époque de belles choses, de beaux mots en ce qui vous concerne, mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les pourparlers. Bien sûr. Chaque collaboration a besoin de confiance. Quand il n'y a pas de confiance, on peut oublier, on peut faire ou essayer de ce qu'on veut, on ne va jamais réaliser à bout. On peut réaliser quelque chose, mais pas de longue durée. Et fiecare colaborare are nevoie de încredere. Fără încredere nu realizezi. Poate câțiva pași, da, dar nu o colaborare de lungă durată. Et c'est ça que nous avons trouvé après. Après quelques années, on a pu
construire une confiance l'un envers l'autre. Et ça de deux côtés, hein. După câțiva ani am reușit să realizăm această încredere în relația noastră și din partea noastră și din partea noastră, adică a Flandrei și din partea buzoienilor. Tout au début, c'était très difficile pour moi, mais aussi pour les gens de la Roumanie. Pourquoi? Ils venaient d'un système complètement différent de notre. Moi, je suis historien de formation et je connais, théoriquement, je connais le système communiste, bien sûr. Je connais, mais ça, c'est la théorie. Mais quand on rencontre des gens qui ont vécu dans ce système, leur manière de penser, leur manière de faire, envisager les choses, oui, c'est tout à fait différent. Et veneam din sisteme diferite. Eu sunt istoric de profesie, dar și știu, teoretic cunoșteam perioada comunistă, dar altceva este să vezi, să te întâlnești cu oameni care au trăit această perioadă. Gândeam altfel. Era greu să ne înțelegem. Par exemple, presque chaque responsable politique dans ce période me disait, mais moi j'étais quelqu'un qui était fortement contre Ceausescu. Je dis, ben, qu'est-ce que tu faisais dans cette période? Ah, il avait une position politique et contre Ceausescu. Excusez-moi, mais je ne crois pas. Mais da, era altă. Fiecare responsabil spunea la rândul lui, eu am fost împotriva lui Ceaușescu. Bine, dacă era împotriva lui Ceaușescu, ce ai făcut în acea perioadă? Păi, am fost director sau am fost, știu eu, șef de secție sau... Păi, bine, dar cum puteai să fii împotriva dacă acceptai? Era altă manieră, alt fel de a gândi, alt fel de a fi trăit. Je leur disais, mais... Qui est-ce que je suis pour te dire que tu étais faux? Si moi j'aurais vécu ici, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bineînțeles că nu puteam să-i spun că ai fost fals, pentru că eu nu știam ce înseamnă să fi trăit în acea perioadă. Dacă eu aș fi fost în locul tău, probabil că aș fi făcut la fel. N-aveam cum să judec. Et là aussi, la question de construire une confiance entre les gens qui... Et honnêteté, dire honnêtement ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on a pu réussir quand même dans une période assez courte. Faptul că am reușit să facem într-o perioadă destul de scurtă ceea ce am realizat este datorită faptului că am avut încredere, am construit întâi încrederea spunându-ne ce gândim unii despre alții. În toată această perioadă, doamnelor și domnilor, stimați invitați, la Buzău, datorită domnului Jean-Pierre, au venit peste 2 milioane de euro. Au, cei mai mulți bani au intrat în reabilitările diferitelor secții ale Spitalului Județean, dar au mers și către alte locuri, către alte domenii, nu locuri, să fim bineînțeleși. Însă, studiind așa toată povestea asta, ascultându-l și pe domnul Jean-Pierre, am curajul să emit o teorie. Doar la insistențele domniei sale, banii aceștia au ajuns aici și au fost investiți la Buzău, nu neapărat că cineva ar fi făcut mari eforturi în acest sens. Motiv pentru care încă o dată îi suntem datori cu un mare mulțumesc. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua povestea noastră, pentru că mai sunt foarte, foarte multe lucruri de spus.